Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Este doar vremea vacanțelor și a concediilor, este și vreme de ploaie. Probabil că unii s-au speriat când au auzit că tună la 5, 5 și ceva. Probabil că unii s-au gândit că o să-i plindă ploaia pe drum, dar ne bucurăm pentru toți cei care sunteți curajoși și nu vă temeți de ploaie, nici de nori, nici de vânt, nici de caniculă. Să ne binecuvinteze Domnul la oaltă. Amin. Evanghelia acum prezintă viața și lucrarea Domnului Iisus organizate din perspectiva căii Domnului. Așa în Evanghelia după Marcu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și în tot ceea ce urmează în Evanghelia după Marcu, ni-l prezintă pe Domnul mergând pe calea Domnului, singura cale care duce de la pământ la cer, de la întuneric la lumină, moarte la viață, de la blestem la binecuvântare. Calea Domnului. Pe calea Domnului vedem pe cei care sunt atrași de calea Lui. Pe calea Domnului vedem pe cei care sunt dușmănoși cu calea Domnului. Vedem ce se întâmplă în modul în care Domnul Iisus trece prin lumea aceasta arătându-ne calea. În capitolul 2, versetul 23 la 28, ne uităm la calea Domnului și ziua sabatului. Pentru că, așa începe versetul 23, s-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis, vezi, de ce fac ucenicii tăi ce nu este în ziua sabatului? Este o controversă aici între Domnul Iisus și farisei cu pe la ziua sabatului. Cum anume se sărbătorește ziua sabatului? Ce ai voie să faci și ce nu ai voie să faci? Dar dacă citim în secolul 21 despre ziua sabatului, probabil că majoritatea se întreabă și ce legătură are aceasta cu noi. Așa că am o primă întrebare. Din cunoștințele despre Biblie și din Biblie pe care le ai, ce crezi? Suntem obligați să ținem ziua sabatului sau nu? Am întrebat ce ziceți. Majoritatea n-a zis nimic. Suntem datori ziua sabatului sau nu? De ce nu? Dacă nu suntem datori să o ținem, de ce nu suntem datori să o ținem? Tare! Este pentru evrei, zice fratele Sandu. Aș vrea să ne uităm în seara aceasta la ceea ce a intenționat Dumnezeu când a instituit ziua sabatului. De ce a instituit Dumnezeu sabatul? Cu ce scop? Ce a planificat Dumnezeu? Ce a dorit Dumnezeu când a instituit ziua sabatului? Data viitoare ne vom uita la ce au făcut fariseii cu ziua sabatului. Cum au distorsionat fariseii ziua sabatului. Și apoi data cealaltă viitoare, ne vom uita la modul în care a restaurat Domnul Iisus ziua sabatului. Ce ne-a învățat Domnul Iisus și ce ne învață apostolii cu privire la ziua sabatului. De aceea, pornim de la ceea ce a intenționat Dumnezeu. Și vă rog să deschideți în Cartea Geneza, la capitolul 2, ca să vedem când și în ce fel a instituit Dumnezeu ziua sabatului. Cartea Geneza, capitolul 2,
versetele 1, 2 și 3. Vă rog să urmăriți în Biblie. Voi citi eu versetul 1 și versetul 2 și versetul 3 îl citim împreună. Deci eu citesc versetul 1 și 2, versetul 3 îl citim împreună din Geneza, capitolul, pagina numărul 2. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua sabat, a șaptea, și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Amin. Când a instituit Dumnezeu ziua sabatului? La finalul creației. Dumnezeu a creat cerul și pământul, tot universul, în 6 zile. Și ziua șaptea a fost instituită de Dumnezeu o zi specială pe care a sfințit-o Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua sabatului. Vă rog să rețineți că este instituită ziua sabatului înainte de înființarea poporului evreu. Este chiar la începutul creației. În ziua șasea Dumnezeu l-a creat pe om și a doua zi Dumnezeu a spus: încep istoria cu o zi specială. O zi binecuvântată de Dumnezeu și o zi sfințită de Dumnezeu. Robert Murray McChain, un mare predicator din secolul XIX, a spus așa: sabatul este o zi a cerului pentru pământ. Este o zi care trebuie petrecută în închinare publică și privată. Și în public și în privat, ziua sabatului este o zi a cerului pentru pământ. Acum, Biblia spune că în ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui. Întrebare. S-a odihnit Dumnezeu pentru că era obosit? Atunci, ce înseamnă că s-a odihnit? Tare. Când Biblia vorbește despre odihnă cu privire la Dumnezeu, nu vorbește despre faptul că Dumnezeu s-a obosit, că Dumnezeu este epuizat, istovit și are nevoie de o zi de pauză. Când Biblia vorbește de faptul că Dumnezeu s-a odihnit, înseamnă că Dumnezeu a încheiat un capitol și la capitolul acela nu mai este nimic de adăugat. Dumnezeu a încheiat o lucrare și la lucrare nu mai este nimic de adăugat și Dumnezeu se uită la ea și Biblia spune: Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și iată că erau foarte bune. Slăvit să fie Domnul! Așa spune Solomon în Eclesiast. La tot ce face Dumnezeu nu mai este nimic de adăugat și de scăzut. El face fiecare lucru frumos la vremea lui. Așadar, Dumnezeu a ziua șaptea ca o zi în care declară în fața întregului univers: s-a încheiat actul creației și nu lasă loc pentru procesul evoluției. Dumnezeu a încheiat creația, a creat toate lucrurile desăvârșite și închide pentru totdeauna ușa cerului pentru toată această ideologie evoluționistă. Dumnezeu a creat toate, s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. De aceea, Dumnezeu s-a odihnit în sensul în care nu mai era nimic de făcut în acest sens.
S-a uitat la creație cu bucuria Creatorului că a făcut ceva și este demn de slava lui Dumnezeu. Acum când Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua sabatului, Dumnezeu a spus în modul în care va continua creația. Întoarceți, vă rog, la cartea Exod, capitolul 20. Cartea Exod, capitolul 20. De la versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ființești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, responsabilitățile tale. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua sabatului, ziua aceasta de odihnă și a sfințit-o. Ce înseamnă că a sfințit-o? A pus-o deoparte. Ziua aceasta a fost pusă deoparte. În 6 zile te ocupi de lucrul tău. În 6 zile te ocupi de lucrările tale. În ziua a 7-a te oprești. În ziua a 7-a nu te mai uiți la lucrările tale, în ziua a 7-a te uiți la Creatorul tău. A sfințit Dumnezeu ziua ca în ziua aceea să nu ne mai uităm la pământ, ci să ne uităm la cer. Nu ne uităm la lucrul nostru, ci ne uităm la Creatorul nostru. Când Dumnezeu a pus ziua aceea la parte, a sfințit-o, Dumnezeu a declarat ziua aceea o zi sfântă, nu o zi liberă. Vă rog să rețineți. Ziua de odihnă este o zi sfântă, nu o zi liberă. E mare diferență între o zi sfântă și conceptul de zi liberă. Ce înseamnă că e ziua sfântă? Trebuie să o respecti în termenii celui care a dat-o. Trebuie să trăiești ziua sfântă în termenii Dumnezeului care a sfințit-o. Ce înseamnă liberă? O trăiești așa cum îți place ție. Dacă e zi liberă, hotărăști tu ce faci cu ea. Dacă e zi sfântă, ne spune Dumnezeu ce facem cu ea. E mare diferență. În lumea creștină s-a acreditat ideea că duminica e zi liberă, în sensul că fac ce vreau. Dar avem bază biblică pentru asta? Vă rog să întoarceți la Isaia, la capitolul 58. Isaia, capitolul 58. Versetele 13 și 14. Isaia 58, versetele 13 și 14. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului. Și acum vă rog să citiți. Ca să nu-ți faci gusturile tale. În ziua mea, cea sfântă. Ce spune Dumnezeu este fii atent. În ziua aceea nu-ți faci gusturile. Nu-i ziua mea și nu-i ziua ta. E ziua Domnului. În ziua aceea nu decid gusturile mele sau gusturile tale. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinți pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îi vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu tale și nedădându-te la flecării,
la lucruri lumești, de nimic. Dacă în ziua aceea, sfințită de Dumnezeu, îl vei cinsti pe Dumnezeu, îi vei da slavă lui Dumnezeu, împlinind voia lui, nu plăcerile și nimicurile, fleacurile tale. Observați, Dumnezeu spune, ziua aceasta sfințită de Dumnezeu, ne-a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L sfințim pe Dumnezeu în slavă. Am cântat în urmă cu câteva minute. Aceasta e ziua Domnului, nu ziua omului. E zi sfântă, nu e zi liberă. Zi în care mă opresc din lucrurile pământești, mă uit la Dumnezeu Creatorul și îi dau slavă. Îl cinstesc. Mă apropii de El ca să-i caut fața și îi împlinesc voia Lui, nu voia mea. Cum ne gândim noi la ziua de odihnă? În sfârșit am o zi liberă. Și mă gândesc la ea în termenii gusturilor mele, plăcerilor mele, dorințelor mele și nu mă gândesc la ziua aceea în termenii lui Dumnezeu. Ori de câte ori fac așa, de fapt îl necinstesc pe Dumnezeu. Îl necinstesc pe Dumnezeu prin faptul că în ziua pusă arate ca să-i dau slavă Lui, ca și Creator, ca Dumnezeu care stăpânește lucrurile. Eu îi întorc spatele și spun, astea sunt gusturile mele. Astea sunt plăcerile mele. Ce zice Dumnezeu nu-i pe gustul meu. Dumnezeu spune, în felul acesta, îți dai slavă ție. Te slăvești pe tine, nu slăvești pe Dumnezeu. Dumnezeu a sfințit ziua aceasta, e ziua Domnului, ca noi să-L sfințim pe Dumnezeu și să dăm slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, neîndelenicindu-te cu treburile tale, ci îndelenicindu-te cu lucrările Lui. Venim înaintea Lui. E ziua Domnului. Atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Deci, din geneza de la creație, ziua de odihnă pentru toată creația, este acum învățătura specială pentru poporul Israel. Poporul pe care l-a ales Dumnezeu să fie a lui, ca un popor de misionari. Poporul ales al lui Dumnezeu nu este ales ca să fie scop în sine, ci este ales ca un popor de misionari care să răspândească lumina Dumnezeu între toate popoarele, să fie lumina popoarelor. Și Dumnezeu le promite binecuvântări cerești, ca celelalte popoare să le dorească și să-L cunoască pe Dumnezeu. Așadar, sabatul este o zi specială, pusă deoparte, sfințită de Dumnezeu prin decret divin. Este menită să dea slavă lui Dumnezeu și să ne întoarcă pe noi oamenii cu fața spre cer. Nu spre plăcerile noastre, nu spre gusturile noastre. Dar când Dumnezeu a creat ziua de odihnă, ziua aceasta specială, pentru slava Lui, în al doilea rând, a instituit ziua sabatului pentru binecuvântarea omului. Slava lui Dumnezeu și binecuvântarea omului. Vă rog să rețineți, întotdeauna aceasta este ordinea lui Dumnezeu. Slava Lui și binecuvântarea noastră. Slava Lui și fericirea noastră.
Tendința omului de astăzi este mai întâi fericirea mea, mai întâi interesele mele, mai întâi planurile mele și mă duc cu ele și cer lui Dumnezeu să le binecuvinteze și să își pună mâna peste. În rânduiala divină mai întâi este slava lui Dumnezeu și apoi este binecuvântarea și fericirea. Așadar, este așezat sabatul și ca o zi de binecuvântare pentru om. Ne întoarcem din nou la Exod, la capitolul 20. Exod, capitolul 20. 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului. Să nu faci nici o lucrare în ea. Este o zi de odihnă pentru om. 6 zile alergi în lucrurile pământului. Lucrurile de aici, de pe pământ. 7 este o binecuvântare. În ziua aceasta te oprești din orice lucrare și te odihnești. Este vorba de odihna trupului și e important să știm că Dumnezeu este preocupat și interesat de trupurile noastre. Trupurile noastre sunt create de Dumnezeu ca să aibă un timp de lucru și un timp de odihnă. Un timp în care ești activ și un timp în care te odihnești. De aceea, toți oamenii care se îmbolnăvesc, se duc la doctor și după ce le fac analizele, le stabilesc diagnosticul și le dau tratamentul, spun, acum ia și câteva zile de... De ce? De odihnă. De ce? Organismul nostru este făcut în așa fel încât să aibă nevoie de odihnă. Și Dumnezeu care ne binecuvintează vrea să ne oprească. Am o întrebare pentru șoferi. La câți dintre dumneavoastră vi s-a supraîncălzit motorul cel puțin o dată în viață? Garnitura v-a ars? E o regulă. Pornești motorul și îl ții în activitate, dar după o vreme trebuie să-l oprești să se răcească motorul. Dacă n-ai grijă și nu se răcește motorul, riscul este la călzire și se arde garnitura. Se strică. Dumnezeu se uită la motorul inimii tale, la motorul inimii mele, se uită la motorul încheieturilor tale, a ficatului, a plămânilor, a rinichilor tăi și a rinichilor mei, să tot acest motor al trupului nostru și spune, atenție! Tot la 6 zile te oprește. Organul tău are nevoie de repaus. Repaus din lucrul acela. Dar nu este doar odihnului. Ziua de odihnă este odihna sufletului. Este odihna sufletului. Psalmul 116. Întoarce-te, suflete, la odihna ta. Este aducerea sufletului meu înaintea lui Dumnezeu ca să îl odihnesc de toate poverile și de toate îngrijorările. Poate că cel mai frumos a exprimat lucrul acesta Domnul Iisus când a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Cum se odihnește sufletul? În clipa când mă duc cu toate lucrurile mele și le dau lui Dumnezeu. Mă duc cu îngrijorările mele și le dau lui Dumnezeu. Mă opresc din îngrijorările mele și mă duc înaintea Creatorului și spun, Doamne, sunt îngrijorat de copiii mei că-s bolnavi. Sunt îngrijorat că am probleme la serviciu. Sunt îngrijorat cu sănătatea, sunt îngrijorat cu banii, sunt îngrijorat cu casa, sunt îngrijorat cu vecinii, sunt îngrijorat.
Mă duc la cel care spune, nu vă îngrijorați de nimic. Și le dau lui îngrijorările mele. Aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre. Dă-i-le lui Dumnezeu. Asta înseamnă, mă întâlnesc cu El, El ia povara, ia îngrijorările. Sufletul meu se odihnește în Domnul. Sufletul meu respiră în prezența Lui. De aceea spunea Augustin în secolul V, sufletele noastre caută odihnă și n-o găsesc până când n-o găsesc în tine, Dumnezeule. Sufletul tău are nevoie de odihnă. Una dintre cele mai mari probleme ale secolului 21 este problema stresului. Oamenii sunt stresați. Oamenii sunt frământați. Oamenii sunt agitați. Oamenii sunt încărcați. Aleargă de dimineața până seara și de seara până dimineața. Aleargă și nu se mai pot opri. Și din pricina aceasta, sufletele lor sunt împovărate. Sunt obosite. Sunt oameni care sunt atât de istoviți că nu mai au vlagă spirituală. Nu s-au mai întâlnit cu Creatorul de multă vreme. Nu i-au mai dat îngrijorările. Ziua de odihnă a fost stabilită de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru noi, odihnă a trupului și odihnă a sufletului. Țin minte că în urmă cu ceva ani de zile a venit la biserică o doamnă deosebit de frământată, stresată, agitată, chinuită de multe gânduri și de multe necazuri. Câteva duminici a stat de vorbă cu mine și mi-a spus, vreau să vă spun ceva. Când intru aici, trăiesc un miracol a odihnei sufletești. Dintr-o dată toate poverile parcă dispar. Încă două ceasuri după ce plec de la biserică. Trăiesc fenomenul acela incredibil de odihnă și pace sufletească. După aceea mă prind iarăși. Frământările, îngrijorările, agitația. Abia aștept să vină următoarea întâlnire. Ne trăiesc acest fenomen. Este intenționat Dumnezeu să ne aducă la odihnă din frământare. Dar ziua aceea, sfințită de Dumnezeu, pentru slava Lui, pentru binecuvântarea noastră, este o zi specială a închinării cu poporul Dumnezeu. Este o zi specială a închinării cu poporul Dumnezeu. Întoarceți la cartea Levitic, Levitic, capitolul 23. Levitic, capitolul 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiii lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, adunări. Iată sărbătorile mele. 6 zile să lucrați, dar ziua a 7-a este ziua sabatului. Odihnă cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, pe sabatul Domnului, în toate locuințele voastre. Este o zi de odihnă cu o adunare sfântă. În original, o adunare solemnă. Ziua aceasta este destinată de Dumnezeu pentru slava Lui, pentru odihna noastră fizică și sufletească și adunarea la oaltă a copiilor lui Dumnezeu, o adunare sfântă. Este o zi a adunării. Nu este o zi în care să stau singur, în izolare, ci este o zi destinată de Dumnezeu să vin la oaltă într-o adunare solemnă cu ceilalți, într-o închinare publică, o închinare a poporului lui Dumnezeu.
Dar ați întâlnit dumneavoastră, am întâlnit și noi, oameni care spun, eu mă pot ruga și singur acasă. Ați întâlnit oameni ca aceștia? Eu mă pot ruga și singur ca acasă, nu trebuie să mă duc la adunare ca să mă rog. Acum, o parte din afirmația aceasta e adevărată, că Biblia spune, acasă intră în cămăruța ta și te... E o parte a rugăciunii noastre singur înaintea Domnului. Și o cântare a noastră, ideea aceasta, și-a pus-o în versul și a spus, ce nu poți spune nimănui, să-i spui doar Domnului. Intră în cămăruța ta. Și acolo stai singur cu Domnul și acolo îi spui Domnului ce nu poți spune în auzul altora, dar îi poți spune lui. Numai că e doar o parte. Partea cealaltă este adunarea la oaltă, o adunare sfântă, cu ceți copii al lui Dumnezeu, în care împreună ca popor al Dumnezeu ne închinăm Domnului și îi dăm slavă pentru că este Dumnezeul nostru. Când spui, eu n-am nevoie de ceilalți, mă pot închina singur, sunt două probleme mari acolo. Prima, te declari autosuficient. Spui, eu n-am nevoie de ceilalți. Dar autosuficient. În spatele acestei autosuficiențe este multă aroganță, este mândrie, este dispreț față de ceilalți. Altfel spus, eu n-am nevoie de voi. Eu n-am nevoie de voi. Eu mă descurc singur. E dispreț față de ceilalți și mândrie. Aroganță în propria persoană. A doua mare problemă. Mie nu-mi pasă de ceilalți. Eu pot sta singur, nu-mi pasă de ceilalți. Eu n-am nicio preocupare față de ceilalți. Acesta a fost argumentul lui Cain când l-a întrebat Dumnezeu, unde este fratele tău? Știți ce a spus Cain? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Asta e responsabilitatea mea? Când spui eu pot să stau singur acasă, atunci spui, de fapt, nu-mi pasă de ceilalți. Când mă duc la închinarea cu ceilalți, sunt două mari aspecte. Declar înaintea cerului și a pământului că sunt parte din acest popor. Sunt parte acestui popor al Dumnezeu care se adună la închinare. Și mă duc pentru că am nevoie de ceilalți. Am nevoie pentru că eu sunt doar un mădular și nu tot trupul. Sunt doar un mădular. Și mă duc pentru că am nevoie de toate celelalte mădulare ca să pot să funcționez normal, am nevoie de ceilalți. Doi, mă duc acolo pentru că îmi pasă de ceilalți. Prezența mea să fie încurajare, o binecuvântare pentru ceilalți. Mă duc pentru că am nevoie de ei și ei au nevoie de mine. Biserică, un om a lipsit sistematic de la biserică. După vreme, pastorul a decis să-i facă o vizită și s-a dus la el duminică seara după biserică, în vreme iarnă. L-a găsit pe omul nostru acasă, era în sufragerie, în fața șemineului, foc cu lemne la șemine și cu televizorul pornit. Când l-a văzut pe pastor, surprins, l-a întrebat cu ce ocazie și pastorul a spus, am văzut că a fost la biserică de multă vreme și am venit să văd ce se întâmplă cu dumneavoastră. Și a spus omul nostru, eu n-am nevoie de biserică, eu de nimeni, eu pot să mă rog lui Dumnezeu și singur aici, în fața șemineului. Și pastorul zice, și în fața televizorului, nu?
dacă vă deranjează. Stinge televizorul și se așează împreună cu pastorul în fața șemineului. Și pastorul nu mai zice nimic, ci doar se uită la foc. Și nici omul nostru nu zice nimic. Și se uită amândoi la foc și tăia e apăsătoare, că e păstor acolo și nu mai vorbește cu tine, se uită la foc. Și după vreo jumătate de oră, 40 de minute, cum el așa cu lemnele stivuite și ardea cu flacără, un lemn a căzut și a căzut undeva în lateral șemineu. Încet, încet s-a stins flacăra, încet, încet s-a stins jarul și numai fumăgăia. Pastorul, când era aproape stins, a luat cleștele, a luat lemnul și l-a pus din nou în vârful grămezii de lemne și în câteva clipe l-a înfășurat flacăra și a început să ardă din nou strălucitor. Și omul se uită la păstor și spune: vă mulțumesc, a fost cea mai puternică predică. Duminică voi fi la biserică în mijlocul adunării. Vă rog să vă uitați la oamenii care au căzut deoparte. Se stinge flacăra. Începe să fumege. Dumnezeu a lăsat adunarea sfântă ca mereu, mereu să ni se aprindă și dragostea, și credința, și pasiunea pentru slava Domnului, pentru frați, pentru mântuirea oamenilor, că în focul acela Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și adunarea aceea sfântă îi dă slavă lui Dumnezeu. E o adunare sfântă. Avem însă o nouă problemă secolului 21. Avem membrii bisericii de internet. Bisericii de internet. Nu mă refer la cei care sunt bolnavi, sunt neputincioși și sunt acasă și ar fi le dor de nu mai pot după biserică, dar nu mai pot pentru că sunt bolnavi și se uită la internet ca să vadă, să fie cumva împărtășie cu frații și surorile din adunare. Mă uit pentru aceia care sunt prinși de un comoditate și un fel de autosuficiență și stau acasă în pijama cu cafeaua sau Coca-Cola, cu popcornul sau cu prăjitura sau biscuiții, stau și se uită la noi și cază. Și au impresia că sunt într-o stare bună. E boală teribilă. E boală teribilă. Aș vrea să-i întreb următorul lucru. Imaginează-ți că ziua nunții tale. Și ți-ai invitat păstorii și ca să vină la nunta ta și spunem toți, sigur că da, o să ne uităm la nunta pe internet. Dar nu veni să faceți cununia religioasă, ți-o facem pe internet. Imaginează-ți că este mormântare la tine în familie și ne chem să venim toți și spunem, auzi, dar de ce să mai venim până la cimitir? Că cald, ba plouă, ba ninge, ți-o facem pe internet. Vă întreb pe toți acei care sunteți de acest duh. Ai aprecia o asemenea abordare? Modul în care te prinde atreme, în care comoditatea, în care plăcerile tale, în care poftele și gusturile mele și ale tale te despart de părtășia fraților, te aruncă într-o primejdie teribilă. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze biserică. Așa că îi salut cu drag pe cei bolnavi și neputincioși și am un cuvânt de mustrare pentru cei care sunt nepăsători. Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze. Și pentru că se vor uita pe internet, toată biserica Emanuel zice amin. Indiferent dacă sunteți din Oradea sau din alte părți. Mai avem însă o situație aparte și vreau să o apreciez.
frați surori de ale noastre plecate prin străinătățuri pentru o vreme și ce sunt la o biserică. Și pentru ei faptul că se uită la internet este ca un fel de înviorare. Da, vă înțelegem și ne rugăm, binecuvinteze Dumnezeu, și vă spunem ce a spus Pavel lui Timotei, caută să vii acasă înainte de iarnă. Nu stați mult pe acolo. Vă așteptă și ea, fraților. Dar vă rog să vă uitați la boala aceea care pune stăpânire pe noi și încet, încet ne tot izolăm. Și când te-a prins izolarea, nu mai dai slavă lui Dumnezeu în mijlocul adunării, nu-ți mai pasă de ceilalți și nu primești din partea celorlalți și încet, încet se stinge focul, se stinge jarul și poate că mai rămâne fum sau numai cenușă. Acum este o zi Sfinț Dumnezeu pentru slava Lui, o zi binecuvântată de Dumnezeu pentru odihna noastră fizică și odihna noastră spirituală, este o zi a închinării publice și în ziua aceasta a închinării publice se întâmplă ceva extraordinar. În ziua aceasta fiecare ieșim din casele noastre și venim la casa Domnului. În ziua aceea ai lăsat casa ta, ai încuiat-o și spui, mă duc la casa Domnului. Ce înseamnă asta? Este o repetiție săptămânală pentru ziua aceea când vom pleca definitiv la casa Domnului. Când Domnul a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. În fiecare întâlnire a noastră este o repetiție pentru plecarea finală la casa Domnului. Așa e că e frumoasă ideea aceea. Știți acea relatare cu Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și apoi nu s-a mai văzut pentru că Dumnezeu l-a luat acasă la el. Cineva a dat drumul la imaginație și a zis așa. În fiecare zi 300 de ani, Enoch a umblat pe pământ împreună cu Domnul. În fiecare zi, după 300 de ani, într-o seară, Dumnezeu i-a spus Enoch, în seara aceasta suntem mai aproape de casa mea decât de casa ta. Vino la mine peste noapte. Enoch s-a dus și n-a mai vrut să meargă niciodată la casa lui. Și nu s-a mai văzut. Pentru că Dumnezeu l-a mutat la el acasă. E o repetiție. E o pregătire a noastră. Dar ziua aceasta specială, ne spune Biblia, mai are nevoie de ceva. Întoarceți, vă rog, la Exod, capitolul 16. Exod, capitolul 16, de la versetul 21. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât pentru hrană și când venea căldura, soarelui se topea. E vorba de mană. În fiecare dimineață ieșeau să strângă mana 6 zile. În ziua a 6-a, strâns hrană îndoit, și anume 2 omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis, Domnul cit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbe și avert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămânea. Sabatul este o zi pentru care trebuie să ne pregătim. Este o zi pentru care trebuie să ne pregătim în ziua precedentă. De ce? Pentru ca în ziua aceea de odihnă să nu-i dai prilej diavolului să-ți strice ziua de odihnă. Întrebare. Câți dintre dumneavoastră, cel puțin odată, a trăit acea frustrare că duminică dimineața n-au ieșit lucrurile cum ai vrut? N-ai verificat rochia. Și duminică dimineața constați că are o pată. Și te-ai gândit că o să duci cu aia. Și te prinde așa un fel de ciudă și de iritare, dar cum de n-am văzut, dar acum cu ce să mă îmbrac, că n-am cu ce mă duce, mai bine nu mă duc. Câți dintre bărbați n-au avut surpriza în duminica aceea dimineața,
hainele îți erau șifonate. Nu te uita și pantalonii sunt ca acordeonul. Și te uita, na. Că duminică dimineața copiii sunt așa de nepregătiți și necooperați, sunt așa de scriți și criți și strică toată duminica dimineața. Pentru că n-ai pregătit de sâmbătă. În vremea copilăriei, așa după cum știți, eu m-am născut și am crescut în metropola Burzuc. La capătul satului dinspre Bălaia. Sâmbăta după masa era mare, mare program, pentru că se mătura curtea, se mătura strada și apoi toată casa făcea baie. Vă aduceți aminte de copăile acelea în care făceam baie? Vă mai aduceți aminte de ele? Era marea sărbătoare când toată casa se spăla. Cu apă caldă și săpun. Și mama pregătea hainele pentru duminică pentru toți. Tata ne lua încălțămintele și ieșea afară cu ele și le lustruia. Le dădea cu cremă și le lustruia, că erau, așa cum zicea tata, pruncii tati, așa aveam făcut bocancii, că sunt ca și ganț nou. Știți ce înseamnă ganț nou? Vă spun bunicii dacă nu știți. Sunt ca alea luate de la expoziție. Duminică dimineața, părinții se sculau de vreme și când noi toate erau pregătite. Și tata venea în cameră și ne scula cu o cântare. Cânta o cântare și spunea, pruncii tati, e vremea să ne sculăm, să ne pregătim și mergem la adunare. Mi-aduc aminte de nostalgia. Și de la capătul satului până în mijlocul satului, aliniați, mergeam toți și ne întâlneam cu drum și ne salutam, lăudat să fie Domnul nostru, Iisus Hristos, și ceilalți ziceau, în veci, amin. Era pregătire. Era pregătire pentru ziua aceea, ca să nu ți-o tulbure cel rău. Ce se întâmplă cu 21? Majoritatea stau la televizor până când blegi adorm în scaun. Sau dacă adorm în scaun, sunt așa de istoviți în sufletele lor, încât se duc la culcare târziu și istoviți și duminică dimineața nu se mai... Și când se trezesc așa morcoviți, așa parcă sunt fără vlagă, fără... Da, nici nu mă... Da, poate că mă duc după masă. Dar după masă, parcă vine ploaie. E prea cald. Dar e frig acum, nu știu dacă o fi cald în biserică. Și încep să ascultă motive și motive. Și vă rog să vă uitați la traseul lor spiritual. Dumnezeu ne-a dat ziua aceea de odihnă să ne pădă ele. Să ne învioreze, să ne învețe. Și să avem ziua Domnului. Și pentru toți cei care suntem în ziua Domnului aici, vă invit să ne ridicăm să mai cântăm o dată ziua Domnului. Haideți să ne ridicăm și cântăm, aceasta e ziua Domnului. Vesel să fim, să ne bucurăm în ea și apoi fratele Doru va încheia seara aceasta. Cântăm împreună și să vedeți cum fratele Marinel și fratele Gigi cântă cu adrenalină. Asta înseamnă cântă cu toată inima vlagă și ca nu e mai prejos.